Pe șantierul lotului 3 Pietroasele Buzău, aferent tronsonului Ploiești-Buzău al autostrăzii Moldova A7, a cărei construcție a început în această vară, se lucrează într-un ritm bun atât la corpul autostrăzii, cât și la structuri, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Scrioșteanu. Stadiul lucrărilor este următorul. A fost finalizată organizarea de șantier, a fost finalizată instalarea stației de asfalt, s-au finalizat lucrările de descărcare arheologică pe toate cele patru situri arheologice din proiect. Sunt în curs de finalizare lucrările de stabilizare a pământului de fundare cu lianți hidraulici, fiind realizate peste 12,6 km din cei 13,9 km. Sunt în curs de execuție lucrări de umpluturi cu pământ pe terasamentul autostrăzii, fiind realizate pe aproximativ 8 km sunt în curs de execuție, lucrări de umpluturi cu balast fiind realizate pe aproximativ 3,5 km. Au fost forați, armați și turnați peste 600 de piloți din totalul de 826 piloți aferenți tuturor celor 8 structuri ale proiectului. Se execută lucrări la radierele și elevațiile aferente structurilor, informează oficialul din Ministerul Transporturilor. Totodată, la nodul rutier DN2 E85 au fost executate lucrările de asfaltare a drumului pe care urmează să fie deviat traficul de pe DN2 pentru a permite începerea lucrărilor de forare a piloților la ultima structură neatacată, pasajul pe autostradă peste DN2. Au fost finalizate 46 de podețe din totalul de 51 și se lucrează la restul de 5 podețe. Sunt în curs de execuție lucrările de relocare a rețelelor de utilități publice, liniile electrice și conductele de gaz, fiind finalizate lucrările la patru astfel de utilități That's... <laughs> Au început lucrările de producție grinzi din beton, fiind realizate 44 bucăți din totalul de 390 de grinzi. Mobilizarea antreprenorului este bună, acest proiect fiind cel de al doilea pe care îl realizează acest constructor după secțiunea 3B5 fălau sub placul de barcău autostrăzii A3 Tronsonul Gilău Borș, pe care a finalizat-o în termenul prevăzut, septembrie 2023. Pe acest lot sunt prevăzute următoarele lucrări principale: 13,9 km lungime traseu, două noduri rutiere, o poduri și pasaje dintre care un pasaj de complexitate tehnică ridicată în lungime de 1260 metri, o parcare stânga dreapta tip S3 un centru de întreținere și coordonare, perdele forestiere, 35.624 hectare, 12 spații de încărcare a autoturismelor electrice. Autostrada Moldovei, a 7 este prima autostradă a României, aflată integral în execuție între ploiești și pașcani pe toți cei 320 km, 13 din 13 loturi, iar la final va lega Moldova de Muntenia și prin infrastructură rutieră. Este de asemenea prevăzut în Programul Investițional 2021-2030 pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din România, elaborat și aprobat de Guvernul Liberal în perioada 2020-2021, atrage atenția Irinel Scrioșteanu.